La această oră, zeci de sibieni protestează în benzinăriile din oraș. Ei sunt nemulțumiți de prețul carburanților. Au ales o metodă inedită de protest. Încetinesc activitatea din punctele de vânzare a benzinei, alimentând puțin, dar plătind cu monezi de 1, 5, 10 și 50 de bani. Primul punct în care oamenii și-au exprimat nemulțumirea a fost benzinăria de pe Bulevardul Vasile Milia, situată la intrarea în oraș dinspre Șelimbăr. Pentru a bloca cât mai mult activitatea după ce plătesc, sibienii își vor curăța geamurile, farurile, stopurile și își vor verifica presiunea pneuri, toate acestea cu viteza melcului. Anumite mesaje care circulă pe internet îndeamnă șoferii sibieni să nu intre în nicio benzinărie în zilele de 17, 18 și 19 ianuarie.